Liderul Serie A 5-a CS Blejul este deja calificat în play-off indiferent de rezultatele din ultimele 3 jocuri care mai sunt de susținut. CS Oplopen, formația de pe locul secund al clasamentului, poate obține de asemenea calificarea în play-off dacă învinge AFC Odorheiul Secuiesc, în timp ce formația CS Păulești ar avea nevoie de maximum de puncte în cele 3 partide rămase de jucat. Meciurile programate în weekend sunt Kids Stâmpa Brașov, CS Blejul, CS Oplopen, Odorheiul Secuiesc, CS Păulești, Steagul Roșu Brașov. Toate partidele se joacă sâmbătă de la ora 15.